Salutare, prieteni! Bine v-am revizitat la un nou episod din GTA 4. Vedeți cum apare, mă, videoclipul, mă, dacă persistați cu like-urile și cu nu soție, vedeți instant, frate. Sper că funcționează și că n-am surprize. Am o mașină, vreau să iau și eu. Băi, de singura chestie pe care am băgat eu în jocul ăsta, deci am dezactivat V-Sync-ul, așa, și am pus trainerul și cu ăsta, și cu E-Chanter-ul. Ia. Vedeți, mă, că este viața după moarte, bă, fucking plebs. Deci se pare că are după treaba asta. Deci, în caz că aveți bug-ul cu telefonul, vă mai zic încă o dată, instalați trainerul ăsta și vă duceți, frate, asta mai secundă să vedeți bine, vă duceți la Enable Phone Sleep Mode. Dați Enable, după aceea dați Disable. Și asta ar trebui, poate, să vă fixeze vouă jocul. Eu așa mi s-a fixat acum, așa am făcut de față cu voi, ceea ce ați văzut și voi, ceea ce am văzut și eu, ați văzut și voi, deci nu e prank. Și hai să vedem continuarea, frate. Bă, frate, ce să te distruzi la GTA, la GTA, la Grand Theft Auto 4, 4 fomagi, 4, 4 stațiune. Suntem mulți înăbâiți. A, în fapt, stai să... What? Nico. Hey. Sunt emoționat. Pum pum pum. Big break. A vrut să fie așa în autobuz, frate, să fie așa o bătână, să zici. Te dracu. Te dracu. Așa. I take your wheels for a spin, amigo mio. Bun. Sunt fericit pentru că în sfârșit am rezolvat chestia asta cu bug-ul și nu prea găsesc, adică nu prea am găsit clipul în care să mă ajute cum să rezolv treaba asta. Și am găsit pe un tip care să tea, gen, nu știu, pe un pier, nu știu ce, și asist o tipul ăla că, bă, să te dezactivezi, știi? Nu știu dacă a fost vorba de V-Sync, frate, la, bro, am zis, bă, să încerc să... Na, să fie totul bine. Acum că mai vedeți, acum un stat trei și nu știu ce, frate, asta e. Chema după cineva ce PC am, frate, am un RTX 2060, Ryzen 5 2600, 16 GB de RAM la 3000, adică ar trebui să fie, că e destul de potent ca să ducă GTA 4. Vedeți, aici era, aici a fost faza, frate. N-am avut telefon atunci, știi? Ah, se pare că se ataca de către iezi. Acum facem dreptate. Vedeți, ăștia sunt niște gangsteri care efectiv waste the drug dealers. Bă, place că oare cum jocul ăsta a avut gen ca și scop de vigilante, știi? Adică n-a fost gen să fii tu criminal, că să fii un psihopat gen cum a fost IG, ci pur și simplu ai omorât, da, mafioți, e când mă dau din casă, frate, dar v-ați prins voi de pe ce e vorba. Bună seara și pe tâlharul ăsta. Bă, dar așa bucuros sunt, frate, că am descoperit chestia asta. Eu țin acum lancia destinului. Ce ți faci, mă? L-am găsit pe pedofil. Pedofilul! Hai că nu, că după aia mă fugăresc vecin după. Ce faci, mă, pedofilule, mă? Șezi. Stai cum o joc cu ei, ia. Nu te poate ridica. Hai, mă. Ops. Bam, 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 tiri, bam, you're dead, amigo. Așa, go pick up Jacob. Subiecte de discuție după ce că am rezolvat treaba asta cu GTA 4, voi mai vreți subiecte de discuție? Ce subiecte să discut, mă, cu voi, fucking tabs? Ce-am făcut, frate? Ce-am făcut? Efectiv, am... ne-am exercitat mod de exprimare asupra traficanților, adică ce e greșit în asta. Mi-am exprimat opinia și am exprimat eu cu toate ideile principale, știi, cu pistol. Dar sunt un om calm, adică nu... Cu pistol, da, frate! Lose your water level. Bă, aș putea să te luzi eu, dar... Ne cunoaștem, dacă... You're a real bad man in a Nico. Respect.
Asta era faza, frate. Bă, și efectiv am rămas uimit de ratingul de la GTA 4. Sincer, nu m-am așteptat să strâng, frate, 34 de like-uri. Adică eu, targetul meu principal, frate, era să strâng 15, 20 de like-uri, să spunem, știi? Dar să strâng, frate, efectiv, mamă, ce frumos simte să-mi bat pula. Ia, stai că asta o să fie puță de tamine, e bun. Am făcut puterile, mătii. Așa, hai mă. Gata, mi-a făcut thumbnail-ul. Mă rog, cum se vede pe acolo, nu contează. Asta e farmicul, știi? Nu știu, frate, cum l-am făcut, nu mă apreciază, frate, na, și dacă apreciază, atunci o să mai fac, știi? Acum am prins și timp mai liber, frate, și... Eu zic că trec level pe săptămâna e destul de ok, știi? Cu toate că acum n-aveam în plan să fac, dar am zis, bă, dacă sunt liber, pam, pam, pus că acum un video, mai bag niște subscriber, mai iau niște bun din YouTube, mai mergem la păcânele din banii ăia, vedeți, viață, viață, ca trăiești cu visul american, ești nebun. Trăiești visul american, glumă, nu mă joc la păcânele și nu vă recomand. Zice la Panorama, nu mă ascultați. Dar chiar se vede mișto cu modul ăsta, adevărat, o să mai bag... Iar zic adevărat. Adevărat, adevărat în papura, în cuvântul adevărat, în adevărăciunea adevăratului. Date să înlocuiesc asta, o să zic. Ah, dar știi cum mai spuneam înainte, bro? Aveam tot așa un tic de asta verbal, știi, așa spuneam. Dacă spuneam o frază, după aceea spuneam, știi? Și acum zic cu adevărat. Nu, dar e nervant, deci tu coaie, deci din moment ce am observat eu că zic asta pe clip. Aoleu. Bă. Mamă, bă, mi-o tremură chiloții cu adevărat. Am avut un șoc pentru o secundă. Nu știu ce am crezut, bro. Am crezut că mi-am uitat să-mi pun microfonul, frate, în OBS. Și că n-am filmat nimic tot timpul ăsta. Îți dai seama cum eram? Bine, cancel. Mor. Eu. Da, modul ăla, am să bag modul pe viitor. Adică nu o să, adică gen, o să mai bag modul ăsta de... zi, the first person, nu să fie, poate să mai băgăm hai o mașină pe aici, pe acolo, un pic așa, știi? Dar nu exagerate, știi? Aia, faptul ăsta că am zis, știi, e bine, hai că nu. Hai că o să iasă și clipul ăsta, știi cum o să iasă, bro? Exact ca mecla mea de dimineață, ești nebun, nașpa, urâtă, rădă-mi tot. Auzi, fac clip cu GTA 4 și sunt mort în cadă. De ce dracu n-am subite, bă? Ești de bun, iarăși o să-ți zică cineva că n-am subiecte și că sunt boring. Da, mă, bine că sunt eu boring, mă, dar mă, spate, dar știi, mă, din, dar eu tot te-am bucat, ești de bun. Fac mă apucă trece. Și-mi dă și tricou jos, să știi că sunt prin zonă. Deci, comportați-vă frumos cu mine. Când mi-ai adăvut adevărata putere, mi-ai arăt ciocanul. Nu mă, cu aia. Așa, etc, 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 așa, ia nici lumea ta afară, etc, etc, te fută, etc, etc, etc. Bă, fi să-mi zici așa la mătă și spui, când te fuți, etc, etc, etc. Și după o să dăm pop cu capul, ești nebun. În Rusia nu mamele își bat copiii, ci copiii bat mamele. Mamă, dar coai, dar așa rușii ăștia sunt penal rău de tot. Era un clip, frate, în care unul și-a răstat, nu știu ce de neba răstat la pus. Cred că gen vinul, frate, și avea un vin de la zi, la stică de aia mare, știi, și-a căzut pe jos pe pătrun și-a țisat la biliat. Puta, mi-a zic așa, biliat, dar nu știu cine mă râd, că sunt previzibil. Așa să zic eu acum, că mă la GTA 4, biliat! Să cântă bunic mă în casă, biliat! Asta e cuvântul cheie, frate, asta e cuvântul ăsta, gen... Exact, ajutătorie. Uite, mă, vedeți, mă, opa, scuze. Bă, da, vedeți câte detalii, frate, sunt în jocul ăla? Uite pe ăla care filmează acolo, what? Coaie, ăștia sunt chiar, deci pe bune, deci ăștia chiar jocul ăsta mi se pare că e detaliat. Și am mai văzut unul pe un thumbnail, că era un tip, frate, un NPC, care s-a urcat pe... de-asta de electricitate și se repare acolo, ce mi se apăr foarte tare, frate, adică... Uite ce aș putea să bag eu acum să modific mașina asta cu cea din New York, cu Ford Crown. Coaie, efectiv e ca New York, frate. Vorbesc serios. Bliat! Auzi? Sebastian, ce păi de cuvântul bliat? Uite. Ia să fac așa poză de thumbnail. Ia. Mare poză de thumbnail ce fac. Gata, asta e poză de thumbnail. Fac thumbnail-ul pe clipul, fac thumbnail.
ești nebun, fac thumbnail. Thumbnail. Am băut cafea. Asta sunt eu, ești nebun. Eu care beau cafea dimineața, ești nebun. Dau palme în cap. Asta ta pot, ești nebun, asta poate face... Ce postări are? Nu cred. Ce pop, mă văd ce fegă. Ia, azi ce vede Vice City. Dar stai puțin, ăsta era chiar gen, e din Moscova? Bang, bang, you are dead. Wake up, you moron. You got me. Come over here. Mă refer că gen, ăsta e gen istoric sau chiar e din mod? Mamă, doare capul, mi-am dat și în coșul ăsta, ești nebun la mucoși. Oh, yes, you guys had the little kids. Very funny. What would you say if I told you he was going to rob your cousin? I'd say, what problem has he got with my cousin? Ce mă? Hey, 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 gorgeous, no, I can't talk right now. What are you wearing? No, I mean underneath it. Great. Listen, I'll call you back, huh? Sorry. Who was that? Never you mind. Was it Ivan? Ooh, that's funny. You know, for a damn yokel, you're a very funny guy. Yes, and for an annoying dick, you're really an annoying dick. Well, it's a real shame then, that I'm the guy with the powerful friends, and you're the little punk whose only friends is some fat weasel who drives the fucking cab! Ce fata din asta de băi, cum stai asta de? Cu aia e, cine bă? Oh, no. He's angered Mikhail, Mr. False. Offended him. He thinks he's stealing some paperwork from her mom. From her mom? Him and kill him. Then we say it was just a robbery that failed. And what if I say I don't want to be your hitman? That Mr. False will be very angry with you and your cousin. Okay. I knew we would. Bag de ăsta în gură. Da. Now, go wait for him by the car depot. I. Îmi place care chelie în centru capului. Băi, bărbă, mă o să-mi stic la coapă pentru că mi-e setie că la boartega. Au văzut mașina asta, ea lui Vlad, nu? A, da, ea nu-i. Aia nu contează, eu luăm. Eu ciordales. Așa că biat. A venit buica. A venit gramama. Gramama. A venit bă, frate. A venit gramama. Ia, uite, e voice de adept din Making an Escape Chase. Nu uite mă, bă. A, dracu are... Are body... Are un body de la rezistent. A, mă, că știu ce, că te mătrei controlul din Vichel, use certain breaks, bro. Ăștia de la Rosa chiar așa de prezi de cred, frate, că să nu știm ce înseamnă PSU și W-ul. Chiar așa nu... Dar ce ne mai făcea ăsta la Roman? Eu asta nu pot să înțeleg. Dacă se vede parcă mai bine un pic decât celălalt mod de grafică. Da, adevărat că a zis un tip, frate, că e bine să vezi cumva când mod de grafică aia, frate, te compătimesc. Și eu când am văzut clipul, frate, nu mi-a venit să crede, nebun. I wasn't sure about killing you when Vlad asked. Now I'm coming around to the idea. Eh, hai mă, frate, nu mai fi așa de rău. Uite-te mă ce faci, dărâmă stâlpul, bă. Nu, că trebuie neapărat să-l ce-i suim, să-l prindem. Ia, vedeți, bă, ești nebun, efectiv a fost ca de flecea, efectiv a fazat prin asta, ești nebun. Bă, aș vrea și o să am puterile lui Ivan, frate. Lăsa-mă cum trece asta prin asta. Mamă, uite-te și tu cu aia. Deci am să iau mașina cu ei, că e prea mișto rău de tot. Ia, poți iei, poți să conduci. Ah, asta este un DeLorean. Ești nebun? Păi nu știu cu mașina, DeLorean. Mamă, cum? Stai. Așa, urcă-te cum ori pe asta. Nu! Efectiv a chemat bău, frate, taxiul, ești nebun. De ce n-ai vrea să-l mor pe... Vlad don't like you no more, man. He's nothing in this town. Don't do this for him. Stai nici că n-a să fac asta pentru el. Mamă, dar God damn, chiar... Bă, chiar că arată jocul bine, frate. Mă, ce săritură, ce acrobații faci ăsta, ce se zbenguiești, hai, pe fă.
Hai mă. Dacă există mod de RTX, mă, mi se pare că există și cred că ai putea să faci să ai RTX în jocul ăsta, dar ți-ar consuma la memorie, frate. Cum faci să-mi meargă GTA-ul mai bine? Băi, nu știu, sunt niște comenzi, mi se pare, dar nu știu acum să zic ce și cum, care, ci că fac mai, să mânce mai mult RAM, știi, să folosească mai mult RAM-ul, știi? Pentru că jocul folosește, să spunem, un anumit RAM, să spunem, nu știu, 3 GB din, nu știu, din 16, știi, și atunci poate da să-ți face stuttering. Și acum, de exemplu, frate, avem să-i decidem soarta lui Ivan. Putem să-l omorâm sau putem să-l lăsăm în viață. Iar decizia asta, cum spune și jocul, au repercusiune, exact ca în viața reală. Păi și eu, de exemplu, acum, dacă vreau să-l salvez, ce fac, pe ce pot? Deci, press A to help Ivan, press Q to kick Ivan, E. Once you're dead, you can't be all bad. Stay out of Hove Beach. Thank you. You won't regret this, man. I am out of here. Wanted to leave anyway, get away from all these people from back home. Săracul din. Get to the real America. You're never gonna see me around here again. I owe you my life, man. You're a good man. You're a good man. Thank you. Zi tu, mă, de nu se, de nu, nu se moaie sufletul, poate, când îi vezi pe ăștia adevărat. Și plus asta, foarte, că Ivan nu era gen chiar așa bad. Ah, din păcate nu pot să mai iau ăla, așa că ne vom duce spre acoperiș pe aici, îl sună și pe Bo, o să vedem care-i faza. You won't be seeing your boyfriend Ivan no more. Oh, are you going to miss him? No, I'm not. I'm getting enough pussy at the moment. I tell you, it's so much better if women already have a man, because you don't have to deal with all this shit all day. Take Mallory, for example. Fuck you! You say this to my face and I will break you! Mamă, deci se pare că s-a dus relația mea cu Vlad, s-a dus pe apa sâmbătei, din păcate, sau din fericire. Ia uite-te, mă, la el! Bă! Bă, mi-a fă... Coaie! M-a dat jos din... Futu-s morții tăi, mamă, ce bulan aici! A avut bulan, frate, aia! Și are cu... Bă, îmi plac impisul ăsta pentru că luptă pentru... drepturile lor, frate, ceea ce e ok. Adică îmi place așa, nu știu, mai clean așa, știi, mai realist un pic față de episodul trecut, știi? Hey, what's wrong? Hey, cousin. Bullshit. What's bullshit? Mallory. Oh, what about her? I like her. I really like her. But you keep messing around with other women. Yeah. No. I think she's messing around with Vlad. I saw his car parked outside her place the other day. Yeah. You knew? Da, cum să nu? I had suspicions. You fucking knew? What was I going to say? You knew my woman was banging this what dog and you didn't do anything? I didn't. Didn't say anything? I didn't know. You're an asshole, Nico Bellic! A disloyal user! After what I did for you, you... Dick! You fucking dick! I'm sorry! Screw you! All right, so you want me to deal with it right now? Da! No! Hai. Sit down! No! I'm not going to stand here and have you call me disloyal. You might let some Russian asswipe bang your woman, but I won't. But you fucking did! That was before I knew you cared! You always were a hypocrite. Nico, wait! Don't do anything stupid. Wait for me. Previziunile mele pentru GTA 6 sunt 20 octombrie. Se va lansa trailerul, primul trailer. Facem pariu. Ia, uite-te cât de tare se vede cu aia, dă-te-n pula mea. Hai să luăm mașina asta, eu, mamă, deja trebuie să o schimb asta, că deci nu, deci nu o suport, frate, dă nicio culoare. Don't do anything stupid, cousin! Nothing is stupid as letting that fat swine give it to Mallory. Yeah. Hey, it happens! We have an open relationship! I do my thing, she does hers, maybe next time I might watch them at it! Oh, don't watch! Fat, hairy, sweaty back going up and down! I can't take it! How could she do this? I knew you cared. I have to do this. Mă...
Quiet, Nico. You have to think this through. Stay out here. Let the big boys have their conversation inside. Deci ideea că gagica lui Roman se era combinat cu asta oarecum, într-o oarecare măsură, știi? Și acum, practic, vreau să le elimine pe ăsta, știi? N-a fost scopul să-i elimine din prima, știi, doar să îl bată sau să zică să stai departe de ea. I told you to stay away from Mallory. Go away. And now Roman is upset. Oh, Roman is upset. Excuse me. Do you think I give a fuck, peasant? Oh, there he is. Hey, fatty. I'm so sorry you're so upset. Oh, poor fucking whore. Hey, Vlad, can't we just talk about this? You stay away from Mallory. I must be hearing things. I could have sworn for a minute this ratty little yokel told me what to do. Did you hear that voice? Yes. Now, get them out of here. Come on. Nice, da. Get back outside, Roman. Break your face. Fapt și care fata nu trebuie neapărat să luăm pe acolo, ci pur și simplu puteți să luăm pe aici, acum a venit, știi? Let me show you some maximum security moves. Ce zici, maxim? Da, că multă lume vrea să ducă după Vlad, știi, partea genul ăla, dar nu trebuie neapărat să duci acolo, poți să ieși până intrat. Îți dai seama că o să vină... He'll come back. The only thing that will hold him down is 6 feet of dirt. Forget about Mallory. Plans change and, you know, when Vlad is done with her... Grow a fucking spine. You think Vlad won't come after us when I am chasing him like this? I have to end it. Here and now. Shit, I don't like this. Fuck, fuck! Fuck off! Opa. Vă căsiți. I'm going to finish this. Stop, Nico. Shit. Îmi pare rău, frate. Va trebui să-l linșez. Și poți să ai și chestia de executare, dar trebuie să ai pistol doar. You think this is worth it? You are throwing you and your fatty cousin's lives away for that bit of Puerto Rican chocha. I'm throwing your life away, prick. We'll do all right. My friends will track you down. You won't last a moment. Mm-hmm. I'll last longer than you will, shithead. Fuck you! I wish I could be there to watch Mikhail cut your peasant balls off. You've killed yourself and your cousin, Yokel. You're a dead man. Mikhail falsely thought of me as a brother. He will get revenge. You're nothing in this city. You will be crushed. You've killed yourself and Hoff Beach is a small place. My friends will find you. Nice. You were the stupid one, Vladdy boy. Nobody. Fucks with my family. Ma. Cât de mamă, cât de tare a fost asta, frate. Ah, you're a big boy, Vladdy. Nico! Ce-a fost aia? What have you done? What does it look like? We're dead! No, he's dead. We're fine. He has powerful friends. Serious people. I told you to be calm! You halted the jump! I am calm. He tried to kill us. He screwed your girlfriend. What do you expect? I give him a massage? Shit! Shit! When I was in the army, Masa. Going on the mission, okay. To ambush a squad would kill a lot of innocent people. They were our enemies. But we never did it. There were 15 of us, all boys from the village. But one of us betrayed the group. It was a setup. For money. 12 people died, 3 escaped. I know the traitor was not me.
so for 10 years. I've been searching for the other two. One of them lives here. Why are you telling me this now? Do you always get sentimental after you kill people? You kept asking. Wonderful. You're here on some revenge mission for something that happened 10 years ago, and you don't care whose life you ruin anyway. No. Well, what? I don't know. Mon I Dieu. Just want to know why they did it. Well, right now, I don't think you're going to find out. Let's hide the body, at least for a while. Put him in the river. We feel fast and he's going to kill us. Shit. We should get out of here. You go. I'll catch up with you later. Mamă, ce bede s-a fost. Deci mi-a plăcut foarte mult conversațiile făcute dintre personaje, frate, știi? Cum a fost făcut, a fost mai serios decât GTA 5-ul. Hopa, văd ceva normal pe aici, să vedem noi. Ia, ce se întâmplă, frate, aici? Okay. That's nice. That's real nice. Ma, fumează. Hey, I remember you. You're the comrade guy. The guy with all the jokes. Oh, yeah. Time flies when you're having fun. Right. And you're definitely having a lot of fun. No doubt. Listen, dude, you want to make a quick buck? Come with me. I got something to show you. We need a car or something. Nu prea e o idee bună. Dar hai să vedem. Take me over to Masterson Street. Pe asta o să vină miercuri, bro. Dacă filmez mâine ceva, bă, mâine nu filmez, bro, nimic. Mâine zi de repaus, joi nici atâta. Poate filmez, eu știu. I don't know. Joi sau vineri? Știi, pentru sâmbătă, deci s-ar putea ca sâmbătă să mă vedeți un clip. Fist, bigger than a melon. Fucking genius. Gonna last me weeks. Sure it will. Nu știu, par, ia. Make the deal, dude. Let's hope this thing isn't too heavy for me to carry by myself. Ma. Yo, Mr. Banker Man. This is a real sound investment you're making. A good use of your assets and shit. Most def. Nu atât a fost? Mămica a ieșit destul de smut tranzacția asta, știind cum e GTA-ul. Stai că mai ești nebun. Deci mare timp să se întâmple ceva negativ. Eu acum sunt în modul adictiv iară. It's a fucking boulder! This shit's gonna blast me to the moon! What's that film where that guy is on a mountain and he gets chased by that huge boulder? Mă, dar să te am putut ce mișto se vede. Yeah, sorta. No, it doesn't matter. Here's some dollar. Appreciate the ride. Bă, dar ce... de ea, nu trebuie să duc acasă, că mă vrea să mă fac o altă tranzacție, să mai cumpere ceva. Ia, sună telefonul. Nico, are you there, cousin? Roman, I'm here. What are you doing? Why do you whisper? I am on the best of you. Your parents are angle. Come, Nico, quick! De cineba... Vorbesc în șoaptă, lol. Ia, care-i main punishment? Where are you, Roman? Psst, Nico! Roman, what are you doing in the dumpster, man? Are they there? What are you talking about? Get out of there, man! Freaking out, man! I'm being followed! I saw them! Don't be ridiculous, you're being paranoid! I'm be... Fuck you! Fuck you! Everything was fine, and then you show up, and now we're dead! Because Felsten is a psychopath! He's going to kill us! Because we killed Vlad! Vlad was his man! That's how it works! You kill their guy, they kill you! Roman! Get out of there, man! Listen to me. Yeah. Vlad was a piece of trash. They don't care about him. All they care about is making money. So, we say we work for them.
Now get out of there. You smell like cabbage. I don't want to, man. I'm shitting myself. Oh. Nice. Get out of the dumpster, Mr. Fat Man. Come on, Fatty. The boss wants a little chat. Ce față are Roman? Săracul de el. Wake up! We had to gag him to stop the screaming. You shouldn't have brought them here, Andrei. Why not? Mă, dar se vede... You've been a bad boy, Mr. Balkan. And the boss is not happy. Oh, no. I shit my pants. Not yet, but you will. Who are you working for? My cousin, Roman. Don't be an idiot. That's not good enough. I'm gonna saw off your fucking arm. Speak! Okay, okay. Your dad likes it up the ass. What do you want me to say, huh? Very funny. Do you think you're so smart? No! I'm tied up in the basement a long way from home, or some ape threatens me with a hacksaw. So no, I'm not that smart. Shut the fuck up! My fucking wife is watching television! A venit tătuțu. What are you doing? Nothing. I mean, I was finding out who he is. Who is he? He is his cousin. You were about to cut up some guy in my house, making all that noise to find out he is his cousin. Where did you find this idiot? He was a friend of your sergeant when we were in Vladivostok. He's an imbecile. So, Nico Bellic, you think it's okay to kill my employees? If he is an asshole, yes. What? I agree. Asshole, look at me like I'm a piece of shit. Boże moi. Now listen, Nico Bellic. You are very lucky Vlad was an idiot. The only reason I keep him around is because I fucked his sister. Look at me. You owe me. I got some digheads in my neighborhood trying to run a shipment, yeah? And we found a buyer for the TVs. Yes, a buyer. But you got to get them for us so we can make the sale. Can you untie Roman? Хорошо. Help! Shut up, Roman. Help! Roman, shut up! Help! Shut up, Roman! Shut up! Roman, shut up! Fuck! Oh. Stop shooting people, you maniac! My wife doesn't like when people shout! Whatever! You better get those screens soon! Or I will personally pull your cousin's stitches out, one by one, and watch his guts spill onto the floor! Clean this shit up! Listen, we'll take care of your cousin, but you better get a police car. And then you call me. Roman! Roman! Go! 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 I'll take care of him. Oh, fuck! Oh, mă, dar de ce ne poate țipa? Eu asta n-am înțeles, adică din moment ce... Nu știu, ce speră că o să se întâmple, frate? Că o să vină Homelander peste el și o să se salveze, frate, ce neba? Și m-a întrebat Sebi, că sper să nu cumva să-ți pocez numele sau să-mi cur numele, dacă a intrat supernaturalul, da, frate, l-am terminat. Și pot să zic, frate, că am o mare amărăciune. Deci, efectiv, atât de empty m-am simțit, frate, după ce l-am terminat pe 2 octombrie. Deci, asta e zi, asta e zi de dădului, frate. O să fie zi de dădului pentru mine, frate. Și am, bă, foarte, foarte empty am fost, ești nebun. Și ca și dimineața când m-am trezit, frate. M-am trezit, frate. Mi-am pus și frate și imagine de loc screen pe, la Windows. Și când am văzut mașina lui Impala aia, frate, mi-a dat să plâng din nebun. Dar se și vede, frate, că au trezit răcute și tu, frate. Așa, să se-mi iau shotgun-ul. O să iasă cu împușcături. Get out with no funny business. You're making a mistake. We're paying protection money to Kenny Petrovic. Nu așa? You got any flat screens? Big fucking mistake. Ce vrei, mă, tu? Mort. Gata. Steal the van și a lightat. Mă, acum o să fie așa un episod ăsta boring.
Mi-a trebuit să-mi iau pauză de la clipuri. Deci am făcut câte clipuri, 3 clipuri pe săptămână. Păi să zic, e ok. Adică, frate, vă dă să mă zici. După GTA 4, după Wild Rift, după aia imediat, frate, vedeți GTA 4. În termen foarte rapid, că termen de o zi. E totuși ceva un achievement. Știi? Mă... Să se dă asta. Aaa, ce mă enervează. Mă, să știi că de obositor e obositor să faci clipuri, adică nu e atât de, știi, pentru voi vi se pare că e ușor să vedeți clipurile astea, știi, dar te consumă și la nivel psihic și la energie, la fel te consumă foarte mult, adică nu e așa, știi, atunci pe filmare și începi să povestești, știi, de asta iau pauzele astea mai măricele, ca să-mi încarc bateriile oarecum, știi, și după aia ca să vedeți ceva de calitate, ca așa, de exemplu, de filmat poți să fie de filmez în fiecare zi, bro. Că nu mi-e pun webcam, pun telefonul și îmi pun căște, mă rog, și încep să vorbesc. Dar calitatea clipului v-a lăsat de dorit pe asta, zic, știi? Mâine o să fi plecat, deci nu pot să fac clip. Adică, mă rog, de dimineața aș putea să fac, dar nu vreau, frate. Lumea că am făcut cu acest episod, sper că v-a plăcut. Noi o să ne auzim data viitoare, posibil că pe sâmbătă sau cel târziu duminică cu Watch Dogs. Așa, în care, bă, să sperăm că o să-mi încarc baterile și o să fie totul ok. Dacă aveți întrebări sau subiecte pe care vreți să le abordez în episodul următor, frate, cu ce mare plăcere am să-l fac. Să fiți iubiți, să aveți grijă de voi, că de nu are nimeni. V-am pupat!